Marți 14 mai, între orele 9-16, se va executa o conectare de conducte la intersecția străzilor Gheorghe Adam și Avram Imbroane. Lucrările fac parte din proiectul Cele 12, execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, lot 2, iar pe durata lor, furnizarea apei se va face în regim normal, fără a fi afectați consumatorii. În zilele următoare se va efectua spălarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de înmagazinare în mai multe localități. Pe durata lucrărilor, pe 13 mai, între orele 9.14, se va opri apa în șipet, iar presiunea va fi scăzută în Victor Vlad de la Marina și Colonia Pini 1. Pe 14 mai, între orele 9-14, presiunea va fi scăzută în Vișag, iar între orele 9-17 se va opri apa în Uivar. Pe 16 mai, între orele 9-17, se va opri apa în Pustiniș, iar în perioada 13-17 mai zilnic, între orele 9-17, se va opri apa în Libling. Lucrările de spălare urmăresc asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La reluarea alimentării cu apă în regim normal, este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Această perturbare va fi de scurtă durată, motiv pentru care clienților le este recomandat să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii pot lua măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe toată perioada anunțată.